Cum ați văzut perioada aia protocolelor secrete? Protocolelor între SRI și DNA, între Chioveși și Coldea, mai ales că eu știu, și vă spun ca să nu avem dubii, de conflictul pe care l-ați avut cu George Maier. Conflict deschis și aproape instituțional. Nu știu cum am reușit la momentul respectiv, că eram în... Asta nu înseamnă că m-a ajutat cu mare lucru, dar într-un conflict permanent cu colegii, eu zic colegii, adică cu de la SRI, da. Nu știu de ce, sau știu de ce, și cu domnul Oprea, și cu doamna Chioveși. Una din surse fiind acest lucru, deci protocoalele secrete nu erau atât de secrete. Știi ce se întâmplă, domnul Andronic? Nu, stați puțin, nu erau secrete. Ele apăreau, ca să ne lămurim, apăreau în rapoartele că pe care SRI-ul le trimiteam scris dita mai articolul pe tema asta. În 2013 apare beneficiariu, un negru alb în care se vorbește de echipe mixte, de faptul că intervin și... Binom, apare cuvântul binom. Da, binom acolo apare. Da. Problema este următoarea. Ele decurgeau din ceea ce eu am definit și așa am considerat întotdeauna că este un cadru juridic. Înainte să avem statul paralel, am avut un cadru juridic paralel în România. Corect. Avem legea și am avut un cadru juridic paralel. Pe sub lege. Da, din punctul meu de vedere, chiar dacă nu sunt jurist, dar sunt convins că nu e justificat, generat în CSAT. Care problema este că sigur, acest CSAT lege, includea miniștrii justiției. Deci nu era făcut din Coldea, Maior, Chioveși și domnul președinte Băsescu. Erau niște repere, oamenii care nu spuneau, că de acolo am început tensiunile mele, că tot spuneam, domne, nu e în regulă. Hotărârile CSAT au valoare de acord între părți. Da, până la urmă CSAT-ul este un organ administrativ. Exact, el nu poate să adauge la lege. Exact. Un ordin de ministru are valoare mai mare decât o hotărâre a CSAT-ului. Corect. Care are valoare în măsura în care ceilalți se hotără să o apuce. Plus că erau foarte multe hotărâri CSAT care se luau cu clasificate secret, care nu erau... Deci eu, ca parte a CSAT-ului, nu aveam voie să știu de ele. Alea care se luau în cadrul restrâns. De care nu puteai să mi le pui mie ca opozabile. Problema asta a fost tot timpul, că am generat acest cadru juridic paralel, care, la rândul lui, el este sursa statului paralel, în ultima instanță. De aici s-a plecat inițial, de la un cadru juridic paralel, care a generat aparența de legalitate. Și așa cum am spus, chiar dacă la început amenințările pe care încercau să le contracareze erau reale și justificate, modalitatea în care au început să le... Din capul locului. A generat la rândul ei amenințări mai mari decât cele pe care vreau să le combată. S-a ajuns la abuz și abuzul a devenit norma. Exact. Și era justificat în permanență, avem baza. Citesc pe cineva, fără să spun pe cine, dar formula o să fie fată. Hai mă, Nea Silviu, e Gigi Contra tot timpul. Avem baza în CSAT. S-a văzut cât este. Am avut bază până ne-ai mai avut. Știți că așa e cu drepturile. Da. Sunt câștigate până le pierzi. Așa este. Deci s-a hotărât la un moment dat cine? Cei care până atunci au aplaudat, că pe mine asta mă necăjește. Așa cum ați spus, nu era secret. Scria pe televizor. A fost reținut și era acolo sus. Da, da, da. În urma unei operațiuni comune, DNA, SRI. Deci atunci nu ați avut sentimentul că e ceva neregulă? Ba da. De ce ați spus, mă refer la politicul care după aia a sărit... Așa. Pentru că dumneavoastră v-am văzut într-un interviu la Europa Liberă, ați identificat corect problema. Și se numește controlul parlamentar, care a fost inexistent. Asta spuneți și cu asta sunt de acord. Pentru că, după cum bine știți, acel control parlamentar a fost confiscat. De fapt, n-a existat. Și țin minte și acum celebra imagine cu George Maior când se duce să șeful comisiei să reiese de noroc cu el și ia pus seriul. De drepți. Da. Nu, dar îl lasă cu mâna întinsă. O postură pe care nu o să o vezi în niciun parlament. Unde raportul e corect. Exact. Sunt viceversa. Exact. Deci, erau inversate. Vreau să vă spun și fără să vă flatez prea tare. Eu vă flatez. Nu, fără să vă flatez prea tare, este cea mai curajoasă analiză pe care am văzut-o până acum. Da, nu și vă felicit pentru ea, pentru că și vine dintr-o anumită atitudine, pentru că eu știu conflictele pe care le-ați avut atunci cu le știu ca participant aproape direct. Eram în sufragerie, ca să zic așa. Da? Da. Știu cum refuzați să vă duceți la întâlniri și la tot felul de comitete și comiții. Tocmai pentru că nu vrea să cauționați
Da. Deciziile care urmau să fie luate. Și nu era vorba de persoană fizică, era vorba de, era vorba de serviciu, că pe mine asta m-a necăjit, că cei care făceau, uitați-vă, cei care au făcut nefăcute, nu mă apuc eu să pun alte calificative, că așa, deși e mult mai grav, au plecat. Liniștiți. Oprobiu a rămas pe serviciu. Așa. Despre servicii spune lumea că au încălcat. Pentru că nu avem atâtea locuri de ambasadori ca să dăm la toți din serviciu, ca să fie toți curați, uscați, parfumați, pudrați și să stea la Washington sau la, în Iordania. Și nu mai au treabă, ei nu mai sunt. Alții sunt la Bruxelles, curați, parfumați, pe funcție. Ce facem cu ăștia care astăzi sunt abordați toată ziua, serviciile care au încălcat? Nu serviciile, sunt câteva persoane care invocau în discuția cu subordonații cadru legal, fără să spună că e un cadru legal paralel. Aia credeau. Ce, dar nici nu prea e ordine, e militarizată, nu mai prea merge. Militar, când îți spune, în baza hotărârii ce se ate numărul. O să spuneți, dar dumneavoastră ce n-ați... Pentru că eu am chemat juriștii și am spus, haideți să analizați, să-mi spuneți clar în ce bază, în ce măsură aceste hotărâri, pentru că simțeai că e ceva în neregulă. Știi ce se întâmplă? M-a învățat și pe mine cineva mai în vârstă, domnule, că nu te pricepi, apelează la bunul simț. Corect. Când întoarci de la bunul simț, s-ar putea să găsești un răspuns acolo. Nu greșe, și de la el încolo, te duci înapoi la lege. Eu aș vrea să mai subliniez încă un lucru, nu prea se practică în interviuri, dar eu vă felicit și că ați rezistat tentații. În fiecare dintre noi există și dracul, există și îngerul. Ați fi putut intra în cârdășie cu ăștia, tentațiile erau mari, eu chiar vă felicit că v-ați ținut și serviciu departe de accesul ăla și v-ați ținut departe și pe dumneavoastră. Da. Ați spus instituțional vreodată că nu sunteți de acord cu lucrul ăsta? Știți ce se întâmplă? Da, am spus. De aici era și conflictul între... Așa. Nu am spus, am raportat. Însă că cineva mi-a spus într-un oficial al statului înseamnă, român... Stați puțin, când mi-ați spus că ați raportat, înseamnă că i-ați raportat comandantului suprem, deci, președintelui Traian Băsescu. Exact. Deci, cineva deci președintele spus, Traian Băsescu a știut de aceste protocoale. Nu, a știut opinia mea. Despre aceste protocoale. Despre acestea. Păi el spune că n-a știut de protocoale. Hai, bă, păi, dar dumneavoastră era șeful CSAT-ului. Cum adică? Păi de eu vă spun ce zice. Păi de ce a dat hotărârea CSAT? Nu ca să permită. Nu e părerea ta. Da, nu trebuie să răspund eu. Da. Mulțumesc. Deci, ideea este, cineva spunea, un oficial mi-a zis, hai domnule, terminăm că e aici pre 2 și ăsta iar ne toarnă. Ideea e nu că torn. Eu raportam în CSAT, raportam atunci când mă întâlneam cu miniștrii. Îmi cunosc poziția în cadrul ierarhiei în stat, adică știu ce înseamnă și o respect. Am raportat, am spus. Nu cred că e corect. Poate o să surprindă pe unii. În colaborare cu președintele Băsescu și am spus întotdeauna, am găsit un interlocutor care chiar dacă se enerva, devenea câteodată ascultat. Vehement. Da. Și era dreptul dumnealui să mă invite să ies din birou. Ieși afară. Dar asculta, procesa informația și după aia venea și spunea, da, bine mă, bine. Altfel, puteam fi zburat. De fapt, mi s-a și propus să zbor de câteva ori. Și a zis, foarte bine, sunt eliberat în funcție, legal. Eu dau în judecată. Va fi o problemă atunci când dai 11... calificative de excepțional, să justificați să de ce justifici, da. Pleci. Pentru că asta este. Și nu mi l-am dat singur. Eu am o carte de interviu făcută cu Traian Băsescu, care e pusă undeva la dospit, din motive strategice, ca să spun așa, în care vorbește foarte frumos de dumneavoastră. Dar deci, și asta spun despre dumneavoastră. Nu, că vorbește foarte frumos în sensul în care între SRI și SIE face clar o nuanță, iar o nuanță importantă în sensul în care spune, dom'le, aia de la SIE erau țâță de mâță și așa mai departe. Nu vreau să intru acum în amănunte și... Deci am spus și am vorbit și cu dumnealui, și cu colegii de la intern, și cu toți cei... Adică de ori de câte ori am avut ocazia, mi-am spus de ce? Părerea. Scopul a devenit mai important decât mijlocul? Nu. La un moment dat a dispărut și scopul. Deci a devenit o acțiune de... Asta este... Deja intrăm într-o interpretare, așa cum am văzut. Interpretare, mă interesează. Au plecat de la niște scopuri clare. Lupta împotriva corupției a fost primul element când ăla s-a declanșat. Ăla a fost scop, nu a fost pretext? Nu, ăla a fost scopul. Chiar a fost scopul inițial. Cu timpul s-a transformat în pretext. Cursul a fost invers. În rest, ce vrem, deja era vorba de putere de dragul puterii. Uh-huh. De putere...
Haideți să vă spun ceva. Stăteam în vârful pixului cuiva și să, noi... să facă rău sau să facă bine. Bine, nu puteau să facă. Să facă rău sau foarte rău. Deci intrasem într-o zonă, mie mi se pare extrem de periculoasă. Am cu toate impresia, rememorând ceva ce vreau să vă zic și dumneavoastră, că sunt singurul din România care a văzut documentarul ăla. N-am mai auzit pe nimeni care să spună l-a văzut, dar vă garantez că există și că nu l-am visat. Deci, în 2014, în vară, a apărut un documentar realizat de domnul Dâncu, figuri de seamă ale social-democrației europene. Da, așa este. Și au fost două episoade, așa unul este. Dedicat lui Ponta, în care era vorba despre așa Maior, este. Și unul dedicat lui Maior, în care era vorba despre Maior. Așa este. Da, mi-aduc aminte. Dom'le, era de un pupincurism, am voie să zic asta, incredibil. Puteți să înjura și de mamă. Era absolut incredibil, era crețos. Și cum era directorul SRI, o personalitate europeană a social-democrației, când dumnealui trecuse din șef de cabinet la domnul Joană, în șef SRI și cu asta... Adică șeful SRI nu mi se pare, mi se pare că nu trebuie să fie o personalitate... Problema nu este ce a făcut domnul Dâncu. Problema nu este ce face acum. Problema este că nimeni n-a avut nicio reacție atunci. Adică eu nu i-am judecat atât de aspru, pentru că am fost toți părtași la chestia asta. Corect. Nimeni n-a spus, domne, bate în câmpii. Stați puțin, vorbim de directorul serviciului de... care înainte n-a existat. Că nu a existat înainte. Cum adică a devenit personalitatea europeană? Se pregătea candidatura domnului Ponta pentru și se pregătea Rocada. Pentru... Așa. Rocada. Dar asta spun, adică nu pot să... Dar am și o întrebare, cum ați rezistat? Pentru că erau mai puternici ca dumneavoastră dacă e să o luăm instituțional. Nu, să o facă rău. Eu m-am bazat exclusiv pe mecanismele instituționale. Dacă le respecti, ești puternic. Lumea asta nu știu ce... Știu că cu Florian accept... Coldea aveți dialog. Eu de-aia nu accept justificările astea de genul... N-aveau cum să înșeneze nimic în zona aia, Dane. Asta zic. De asta nu accept justificările când spun unui domne, nu poți să te pui, sau când îți spun unui, nu se poate din face câte nimic. Știu, aveți pregătit cel puțin un dosar. Da, aveam deja. Chiar cineva, unul din denunțători, printr-un canal mi-a trimis... Denunțul. Domne, eu am făcut un denunț, dar vreau să vă spun, să n-aveți nimic, eu habar n-am despre ce era vorba în el, adică că v-am dus un milion de euro. Deci... Bun, și e povestea mai lungă, dar n-are rost să intrăm în detalii. Dar da, se gândiseră. S-au făcut dosare. Era care foarte greu. Știți ce se întâmplă? Și acum care trebuie să ducă în zona asta. Și acum sunt niște... Am văzut. Care spun, domne, a luat din Moldova, a luat de acolo, a făcut. Am 4 ani de când am trecut în rezervă, 3 ani ceva. Ce, pentru când îi ține o banie?